Un incendiu foarte violent a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri la o gospodărie din localitatea Bălcăuți. La fața locului au intervenit pompierii gărzii de intervenție Siret, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Calafindești, cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurd. La sosirea echipajelor ardeau generalizat anexele gospodărești cu pericol de propagare la casa de locuit și la locuințele învecinate. Pe timpul intervenției, pompierii paramedici Smurd au monitorizat o femeie în vârstă de 83 de ani cu atac de panică.